Suplinit, putea să fie biserica plină. Părinte, iertați-mă, am spus și o vorbă că să fi fost mai mulți. Minunații tineri de aici au făcut cât 10 adunări binecuvântate de Dumnezeu. Voi pleca la Eculane cu inima plină de bucurie, cu ogorul sufletului meu încărcat de sămânța care ați aruncat-o frumos. Ați cântat minunat. Am și un pic de voce. N-am cântat un vers, am stat și m-am admirat. Poate m-ați văzut, m-am admirat și surorile și frații. Și mai ales am înțeles de la fratele Vasile că sunteți toți împreună din aceeași localitate, de la Petroșnița. Da? Toată lumea. Să trăiți la mulți ani fericiți, să fiți fericiți cu toții, să fiți ai lui Dumnezeu în continuare, începând de la îngerașul acela micuț care este încă acolo, poate la învățător, învățătoare, ce are acolo minunat, să crească sub aripa lui Iisus, sub îngerul păzitor la el, să nu ține seama de la celălalt colegi care se uita la el într-un fel sau altul. Eu vă spun din experiența mea, pentru că știu, am lucrat cu tineri, cu copii. Știu că sunt copii care nu sunt copii. Sunt copii care mereu clevetesc și mereu min și spun despre copiii lui Dumnezeu în fel și chip. Să nu țineți seama, să nu te nădăjdui tinerii Hristos. Sunteți gimnaziști, liceeni, sunteți poate tineri la facultate. Mergeți înainte pe urmele Mântuitorului și veți fi fericiți. Fericirea aceasta vă doresc din suflet. Și eu aș fi vrut. Băieții mei, inginerii mei, prietenii mei, aș vrea să fie careva un preot, ca să pot și eu să am o rădăcină, o sămânță binecuvântată în casă. Dar dumneavoastră îmi supliniți copiii mei, care sunt acum, unul în Marea Britanie, unul la Timișoara, inginerii mei, prietenii mei. Și încă un lucru, să ne rugăm cu foc, așa cum a zis fratele minunat, să ne iubim cu foc, creștinești minunat, să trăim cu foc și focul acela, sunt sigur că va arde spinii și mărăcinii aceia care încearcă să se facă în sufletul nostru pentru un ogor minunat al lui Dumnezeu. Sunt sigur că și dumneavoastră veți pleca la casa mea, dar eu mai ales sunt foarte fericit. E cea mai frumoasă adunare care am avut parte eu de 20 de ani. Vă spun cu mâna pe suflet. Vă iubesc pe toți, să fiți fericiți și cu Dumnezeu în suflet. Thank you.